Este plan de apă mergătoare, sub tipul de sor, conform studiilor de arme chimice efectuate la unitate, tipul de sor a fost submisiun cu un indice de asor de 3,4-3,13, bună aprovizionare de elemente nutritive. Ca și lucrarea de sorului, în rotație s-a întâmplat un lucru al anului monocultura de floarea soarelui. Lucrările sorului au constat în faptul că s-au executat în toamna primul an la 25 de centimetri, iar apoi la 30 de centimetri. Fertilizarea s-a făcut în toamnă, sub arătură cu împrăștiute comprese de putem pe 40-20, iar după vegetația a fost administrată asupra de anum 52 kg de substanță activă. Semănătul s-a efectuat, așa cum am spus mai înainte, cu chibrizii menționați. Parcul cu doze de sămânță a fost efectuat calculat în funcție de indicii din certificatele de calitate prezentate de firmele producătoare, folosindu-se 3,7, respectiv 3,9 kg de sămânță la hectar. Se mănânduse în epoca optimă la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. În ceea ce privește combaterea bubienilor, atât în anul 1 cât și în anul 2 de cultură, s-a folosit herbicidul Preflan 48,